Suntem împreună în cel mai mare club din România, clubul de seară deschis pe frecvențele Europa FM și, în mod normal, aș fi spus în acest moment bună seara Chișinău, bună seara Moldova, ca să rămânem în linia Eurovision, dar înțeleg că trebuie să salut alt oraș, Natalia Gordienco alături de noi. Bun venit în club! Bună seara, bună seara! Mă bucur să vă aud, să vă văd! Tu în acest mă moment... simt foarte, foarte bine, da, că suntem moment... în discuție cu România. Da, ești în Atena, de ce? Da, da. De ce sunt aici? Avem pregătiri, deja avem repetiții, facem repetiții aici. Jumate de echipă fac parte băieții production din Grecia, producătorul, compozitorul, coreograful și sunt foarte vestiți. În, cum, această echipă în Eurovision, fans de Eurovision le numesc Dream Team. Și este producătorul general și din Rusia, Filip Kirkorov, este un artist foarte vestit în toate, cum, între toți ruși din toată lumea. Și avem așa o echipă internațională și ne pregătim aici, acum zburăm vineri în Sofia, că în acest an, din cauza COVID-ului, toți suntem obligați să facem înainte de concurs un backup video, înseamnă că trebuie să facem absolut, să filmăm numărul ca poate cum va arăta în luna mai în Rotterdam. Dacă nu dă Doamne cineva se va îmbolnăvi și nu ajunge la concurs, în concurs va intra acest video. Și deja înseamnă că în, acum, într-o perioadă foarte scurtă, trebuie să facem acest video. Am decis să facem în Sofia și mai sunt 4 țări care filmează tot acolo, că sunt condiții foarte bune. După asta zbor la Chișinău, după la București, de Doamne o să ajung cu mare drag și așa ne pregătim intens că deja spre sfârșitul lunii aprilie trebuie să ajungem în Olanda și să începem repetițiile înainte de concurs. Natalia Gordienco, nu discutăm întâmplător, ai lansat de câteva zile Sugar și mă uitam în statisticile de pe YouTube, de pe canalul Eurovision și am văzut că este printre cele mai populare piese până acum. E bine. Primul rând vreau să mulțumesc televiziunea noastră națională care mi-a acordat această posibilitate și în acest an să reprezint țara mea. E o mare și plăcere și responsabilitate atât de mare că reprezint țara întreagă. Anul trecut am fost aleasă de selecția națională și apropo a doua zi, nici n-am dormit deloc, am venit în România și am nimerit la Selecția Națională României și am făcut cunoștință atunci cu Roxanne și apropo, urez mult, mult succes și cum spun că moldovenii nu pot să voteze, noi nu putem să votăm Moldova, noi o să votăm și o să susținem ca de fiecare dată pe România, România trebuie să ne susține pe Moldova. Da, și în acest an am fost nevoit să facem o altă piesă. Anul trecut a fost piesă lentă și se numea, cum, a fost denumirea Prison. Și noi, într-adevăr, am stat ca prizonieri pe parcursul tot anului cu COVID. Și anul acesta am decis să facem piesă Sugar, să fie dulce, frumoasă și, într-adevăr, eu așa, știi, cu energia mea vreau ca asta, într-adevăr, să fie dulce și ca videoclipul nostru. Avem feedback foarte bun. Avem feedback foarte bun și de la fanii Eurovisionului, dar deja vedem cum o să fie în luna mai, că cel mai important lucru deja ce se va întâmpla pe scenă, show-ul, cântarea live, că avem piesă dinamică și trebuie să dansez și să cânt și am o notă, apropo, ultima notă în piesă, dacă vorbim de cum, recordurile Eurovisionului și este cea mai lungă notă în concurs și durează 20 secunde, 17 secunde, cam așa. Dacă o să cânt live și tot va răsuna cum trebuie, va fi super. Tu ești de Doamne, o să avem rezultatul bun. Doamne ajută să fie așa. Un pic mai devreme am primit o promisiune din partea Moldovei prin tine. Înțeleg că maximum de puncte merge la România și în acest an. Vreau să auzim 12 points goes from Romania to Moldova și de asemenea din partea Moldovei. Tu ești obișnuită cu Eurovisionul. Te ajută asta și să revii acolo pe scenă sau e o presiune în plus?
Eu, într-adevăr, în 2006 am participat prima dată în Eurovision. Atunci am participat în duet împreună cu interpretul Arsenium, care a făcut parte ex-Ozon. Și în acest proiect am fost invitată. Nu era proiectul meu, am cântat în duet, dar din partea mea nu luam nicio decizie și pentru mine a fost doar un plus mare și nu contează ce loc am luat, aveam 18 ani și am ieșit pe această scenă, acest concurs mare și e o experiență nemaipomenită și a apărut acest vis de a participa încă o dată deja cu proiect solo. Visam, nu găseam piesă, nu găseam echipă, nu găseam bani. Știți că Eurovision totuși e un proiect foarte mare, dar sunt maximalistă și dacă fac ceva, vreau să fac ceva la maxim și să fie într-adevăr bine. Și în acest an, anul trecut, totul s-a combinat și puzzle-urile au intrat și s-a primit. Da. Înțeleg că ești încrezătoare în șansele Moldovei cu piesa Sugar la Eurovision. Sunt încrezătoare că multă lume mă întreabă, dar ce loc, cum vedeți, nu știu cum sunt mai mult vorbitoare de limba rusă, nu știu dacă corect traduc, de în rusă este că dacă vrei să umești Dumnezeu, povestește lui despre planurile tale. Și normal că eu nu planific nimic, dar e normal ca sportmenul care se duce la Jocurile Olimpice, e un sportmen tâmpit dacă el nu visează să ia locul întâi. Și e normal că noi visăm și vrem să luăm locul întâi, să intrăm în top 3, top 5 pentru Moldova deja, va fi un rezultat foarte bun. Dar deja cum o să fie cel mai important lucru să prezentăm țara bine. Calitativ, asta e, cred că, cel mai important pentru fiecare artist. Care ți se par cei mai puternici competitori din concurs de până acum, din ce ai văzut? Apropo, îmi place foarte mult Roxanne, îmi place tembru ei, cum cântă, și feeling-ul ei, e foarte european. Îmi place Franța, voilà, piesă, îmi place așa piese balade. Am avut posibilitatea să fiu prezentă și la preselecția națională din Rusia. Tot e ceva deosebit, are o energie foarte puternică această interpretă. Îmi place. Eu am văzut mai multe, dar nu le știu cum să numesc piesele, că nu am privit pe toate și, sincer, nu prea nici vreau să ascult pe toate, să fii cumva un pic presată de psihologic de aceste piese. Cel mai important lucru, piesa mea, prezența mea pe scenă. Normal că am ascultat piesele care sunt împrejurul Moldovei, Ucraina, România, Bulgaria, Rusia, da. Încerc să fii diplomată, interesant mod de a te poziționa. Apropo de show-ul de la Eurovision, ce o să vedem pe scenă? Fie că e varianta pe care o înregistrați, înțeleg, la Sofia, fie că va fi varianta de show live. Nu pot să vă povestesc detaliile, normal. Putem încerca. Voi fi frumoasă, sexy, eu să dansez. Apropo, în acest an avem posibilitate să ne luăm back vocal live și avem posibilitate, de exemplu, să fii prezenți mai mulți dansatori pe scenă. Oricum, 6 persoane e componența maximă pe scenă. Ce o să avem? Și atât. O să fie cumva inspirat show-ul vostru din clip? O să aibă o legătură cu ceea ce am văzut? Nu pot să spun că o să aibă legătură. Oricum o să avem ceva din mișcări din videoclip, că deja au făcut aceste mișcări, sunt virale, da?
corect. Sunt prin internet și lumea ne copie și asta ne bucură foarte mult. Și e logic să fii pe scenă și această mișcare, cum dansez eu așa cu mâna. Da, mulți spun că în videoclipul Sugar, Natalia Gordienko o copiază un pic pe Katy Perry sau s-a inspirat de acolo. De unde a venit inspirația acestui clip atât de colorat? Eu nu pot spun că am copiat pe cineva. E normal că industria showbiz-ului, oricum, absolut tot e ciclic și cred că sunt mai multe piese și videoclipuri care seamănă un pic, putem să găsim unul la altul ceva comun. A fost ideea care a venit din partea regizoarei din Ucraina, că videoclipul a fost filmat la Kyiv. Și ea ne-a propus această istorioară dulce, frumoasă, că noi toți am obosit de această viață, așa să zicem, nu știu, dramatică, cu COVID-ul, că toți suntem închiși. Apropo, acum la Atena e lockdown absolut, nici nu poți să bei cafea în lobby hotelului. Și vroiam să facem ceva colorat, mega pozitiv, și ca lumea să danseze împreună cu noi. Și ea a venit cu această propunere, nouă ne-a plăcut. Și cum? E istoria de dragoste, dulce, țara, sweet candy land. Și el se îndrăgostește, ea se îndrăgostește. Și el mănâncă la final. Da, da. Cum se întâmplă pe viață și așa e situația. Nu știu, tu ai zis-o. Da, acolo sunt foarte multe dulciuri, tu arăți mereu în formă. Care e regimul tău de viață? Cum reușești să te menții, să arăți așa, mereu impecabil? A, mersi mult. Îmi place să mănânc seara, apropo, noapte. Că când n-ai posibilitatea, ai toată ziua acum cu repetiții, nu mănânci ziua, mănânci seara și nu e bine. Dar regimul cum? Regimul că sunt foarte activă și am foarte multe zboruri acum, filmări, interviuri și mă ajută acest lucru foarte mult. Acasă la Chișinău am un copil care e băiatul de 3 ani și cred că orice mamă tânără înțelege că poți să mănânci orice. Și dacă ai un copil activ, slăbește automat. De asta el mă ajută tot foarte mult. El e antrenorul meu principal, pot spune așa. Când am posibilitate, fac și sport. Joc tenis, fac pilates. Când a fost autoizolat în primele luni, în aprilie-mai, am stat acasă și făceam mult sport că aveam posibilitate. Acum nu am, când am timp, pentru mine visez să dorm. O zi, două zile, doar să stau în pat, asta e visul meu, dar deja cred că după Eurovision se va primi. Sau probabil după Eurovision va urma o perioadă și mai agitată, pentru că vin rezultate. Da, eu spun că după Eurovision, dar sper că da, că nu o să am această posibilitate și o să dorm. Nu o să dorm. Natalia, cum cântă Connector, că vara nu dorm, da. Perfect. Natalia Gordienko, o să te rog să dăm play și la Europa FM piesei Sugar și să vedem ce reacții au românii ascultătorii de Europa FM în comentarii apropo la această transmisiune video sau direct pe numărul nostru de WhatsApp 0728111222. Pune și un plus 40 dacă nu ne ascultați din România sau nu ne urmăriți din România. Pe final, te rog să transmiți un mesaj celor care se uită la Eurovision și celor care vor să o susțină pe Natalia Gordienko cu Sugar. Eu, primul rând, vreau să mulțumesc Europa FM pentru această susținere, că ne susțineți, susțineți proiectul nostru și ne susțineți ca Republica Moldova în acest proiect. Vreau să urez, în doilea rând, toți ascultătorii și locuitorii României o primăvară superbă, plină de dragoste, de fericire, doar de pozitiv, COVID-ul să treacă cât mai repede și să ne revedem la concerte, la emisiuni, la show-uri, să venim noi la voi, voi la noi, că granițele sunt
cam închise, rămân. Și cu Eurovisionul vreau să vă rog să ne susțineți în luna mai, să ne votați, iar noi o să vă votăm, o să susținem pe Roxen, iar voi pe Natalia Gordiemco. Mulțumim mult de tot, îmbrățișăm cu drag, mult succes la Eurovision! Și eu vă mulțumesc mult!